Nu există stradă în Giurgiu unde să nu fi fost săpat un șanț sau măcar o groapă și în cele mai multe cazuri remedierea carosabilului lasă mult de dorit. Cu toate că atunci când primăria emite autorizație de lucrări unei firme sau alteia, una dintre condițiile esențiale este readucerea carosabilului la starea inițială, în marea majoritate a cazurilor acest lucru nu se întâmplă, iar efectele le suportă șoferii și mașinile acestora. În urma lucrărilor rămân gropi și șanțuri neastupate cum trebuie, iar acestea stau așa luni și luni de zile fără ca municipalitatea să ia vreo măsură. Uneori se mai și lucrează în Giurgiu și de cele mai multe ori se lucrează pentru rețele de utilități, se fac șanțuri pentru a îngropa țevi sau cabluri. Din păcate, aceste șanțuri nu sunt astupate la timp sau nu sunt astupate definitiv. Ele stau cu săptămânile sau chiar cu lunile de zile neastupate, reparațiile se fac de mântuială, iar șoferii nu au încotro și trebuie din nou să aștepte, așa cum spuneam, săptămâni și luni de zile. În această zonă unde ne aflăm, acolo unde au fost instalate țevi pentru termoficare, inițial șanțul a fost astupat cu pavele, a fost reparat cu pavele și reparația era destul de interesantă și destul de bine făcută. Este o invenție mai nouă a municipalității, astuparea provizorie cu pavele. Numai că ulterior pavelele au fost înlăturate, a fost turnat un strat de beton și șanțul a rămas de câțiva centimetri buni spre coșmarul șoferilor care trec prin zonă. Atunci când plouă în Giurgiu sunt mult mai vizibile rezultatele reparațiilor făcute de mântuială, dar și atunci când nu plouă șoferii îndură același calvar, singura diferență fiind aceea că nu mai trebuie să fie atenți să nu îi stropească pe pietoni. Și odată cu trecerea timpului vorbim de un adevărat fenomen, nu de cazuri izolate. Conducătorii auto au ajuns să se gândească deja ce trasee să aleagă pentru a ajunge la destinație după numărul gropilor sau șanțurilor rămase pe o stradă sau alta.